Importante despre jaful care ține România cu sufletul la gură. Atacatorii care au aruncat în aer un bancomat în capitală sunt profesioniști și extrem de bine organizați, arată surse din anchetă. Este cel mai eficient atac de acest gen dat până acum în România, iar jefuitorii și-au luat măsuri extrem de minuțioase pentru a evita să fie prinși. Colega mea, Ana Maria Bujor, senior editor al secției Eveniment, are detalii despre această anchetă. Ana, te ascultăm. Bună ziua, Cătălina, bun găsit tuturor! Ancheta este una greoaie pentru că, așa cum spuneai și tu, vorbim despre profesioniști. Atacatorii de la bancomat se pare că s-au camuflat extrem de bine, spun autoritățile. Au fost mascați, au folosit mânuși, nu li se vede fața niciunuia dintre ei, nu au folosit telefoane mobile pentru a se coordona. De urmare, la dosar nu există interceptări, așa cum a fost cazul la Arad, unde un alt bancomat a fost aruncat în aer. Nu au putut fi localizați de niciun fel. Cu toate acestea, înțeleg că autoritățile încearcă chiar în aceste momente să construiască un cerc de suspecți, tocmai pentru că au date și au coroborat date și cu alte grupări infracționale care ar fi acționat pe teritoriul Austriei și Spaniei, unde s-ar fi dat astfel de atac. Ce este că în ceea ce privește atacul de la noi, s-a furat o sumă extrem de mare, 350.000 de euro, este cea mai mare sumă care s-a furat în acest moment din un astfel de atac, iar poliția română a ținut să precizeze faptul că în urma verificărilor efectuate nu a fost folosită substanța cunoscută sub numele de mama lui Satan, așa cum s-a vehiculat în presă zilele acestea. Ana, îți mulțumesc pentru aceste informații.